Frați și surori, din pricina faptului că nu am mai prezentat niciun mesaj în ultima lună, foarte mulți oameni au crezut că am fost bolnav. Vă mulțumesc pentru preocuparea dumneavoastră, dar vreau să vă spun că soția mea împreună cu mine suntem perfect sănătoși. Și asta prin bunătatea Domnului. Avem trei fii aici care au grijă de noi, așa că suntem foarte bine. Suntem sănătoși. Dar, până în luna octombrie, am fost foarte ocupat. Așa de multe întâlniri online într-un an, nu am mai avut niciodată în viața mea. Așa că am simțit că ar trebui să iau o lună pauză. N-am făcut aceasta de foarte mulți ani. Așa că o lună am zis să nu vorbesc nimănui să nu mai aud ce vrea Dumnezeu să vorbească altor oameni prin mine, ci să aud ce vrea Domnul să-mi vorbească mie personal. Este un mare pericol pentru predicatori, în special cei care au darul predicării sau în special cei care au o dorință mare de a predica. Ca atunci când citesc Biblia și descoperă ceva, zic, a, aceasta trebuie să împărtășesc și altora. Scapă de acest obicei. Mai degrabă spune, aceasta vrea Dumnezeu să-mi vorbească mie. Biblia este ca o sabie cu două tăișuri și un tăiș trebuie să mă taie pe mine înainte de a folosi celălalt tăiș pentru a ajuta alți oameni. Nu este ca o sabie sau ca un cuțit a unui ucigaș, ci ca al unui chirurg. Uneori predicatorii trebuie să folosească cuțitul precum un chirurg bisturiul. Deci aceasta am căutat timp de o lună. Să văd ce vrea Domnul să îmi vorbească mie. Și mulți din cei care au crezut că m-am îmbolnăvit și s-au rugat pentru mine, Dumnezeu v-a ascultat rugăciunile și a răspuns la ele vorbindu-mi inimii mele în multe feluri. Și sunt foarte recunoscător pentru aceasta. Și unul din multele lucruri pe care mi le-a spus Domnul, încă din prima zi, a fost ceea ce mi-a spus cu mult timp în urmă, pe când am început viața de credință, acum 61 de ani în urmă. Unul din lucrurile pe care le-am dezvoltat încă de la nașterea mea din nou a fost să citesc. Îmi începeam ziua pe genunchi, lângă patul meu. Pe atunci eram în marină și apoi mă așezam la masă cu un caiet de notițe și cu Biblia. Și primul lucru ce mi l-a spus Domnul atunci a fost din Luca, capitolul 10, versetul 39 la 42. Acolo este întâmplarea cu Maria și Marta. Iisus a mers în casa lor și Maria, chiar de la început, s-a așezat la picioarele Domnului, versetul 39, ascultând cuvintele Domnului. Dar Marta, fiind o bună gospodină, a spus imediat, O, Iisus vine cu cei 12 apostoli. Trebuie să pregătesc mâncare pentru 13 oameni. A fugit în bucătărie să pregătească totul. Vă puteți imagina soțiilor să vă viziteze dintr-o dată fără să vă anunțe 13 oameni. Trebuie să mergeți repede în bucătărie să pregătiți ceva, ca orice femeie ospitalieră. Marta a fost foarte ospitalieră. Ea nu și-a slujit ei înșiși. Ea s-a sacrificat slujindul pe Domnul și pe ucenicii lui. Este vreo lucrare pe care poți să o faci mai mare decât să te sacrifici slujindul pe Domnul și pe oamenii lui? Răspunsul este da, este. Și despre ea vreau să vă vorbesc. Câteodată ne felicităm pe noi înșine că am făcut ceva pentru Domnul pentru biserica Lui sau pentru oamenii Lui. Ne felicităm că nu ne gândim la noi înșine, ci ne gândim la alții, purtăm de grijă altora. Așa era și Marta. Și dacă ai fi mers atunci în acea casă și ai fi văzut cele două surori, fără să știi ce se întâmplă și pe Isus și pe cei 12 ucenici, și Marta transpirată fugind prin bucătărie și pe Maria stând și ascultând, te fi gândit la același lucru la care s-a gândit și Marta ce cu Maria? Și ea este o femeie în acea casă. Ce stă acolo și ascultă când sora ei se zbate să facă mâncare? Și nu pentru ea. De ce stă degeaba Maria acolo? Sunt sigur că fiecare din noi, inclusiv eu, ne-am fi gândit că Maria greșește. Și nu o poți învinui pe Marta că gândea așa. Mulți oameni se plâng de Marta că era ocupată cu slujirea, dar ei înșiși slujesc mult și nu realizează cât de greșit sunt și ei. Care este lucrul bun pe care îl vedeți la Marta? Un lucru bun. Dacă citiți cu atenție, când are o plângere împotriva surorii ei, nu a vorbit despre asta nimănui cuiva, ci a mers direct la Domnul. Nu e acesta un obicei bun? Ai vreo plângere împotriva cuiva, unui frate, unei surori? Cui vorbești despre aceasta? Învață de la Marta. Mergi la Domnul. Și spune, Doamne, sora este așa. Sau fratele este așa. Mi-aș dori să ne dezvoltăm acest obicei de astăzi. Un obicei bun. Am vrut să vorbesc despre Maria, dar trebuie mai întâi să vorbesc despre Marta. Un lucru bun. Să-l repet. Când îți vin gânduri în mintea ta, în inima ta, Că acea persoană este așa, că nu gândește, că este nepăsătoare. Uite la cât te fac eu, cât mă zbat pentru biserică și uite la persoana aceea. Uite la familia aceea. Ce fac ei pentru biserică? Uite cât te fac eu. Poate că ai dreptate. Te sacrifici mult pentru biserică. Bine. Dar dacă te plângi de alții, totul e șters complet înaintea Domnului. Pentru că ai făcut cu un duh greșit. Dacă ai o plângere, Domnul nu spune să taci cu privire la ea, ci du-te la El. Spune, Doamne, eu fac asta. Și Domnul îți va da un răspuns care îți va schimba direcția vieții tale deoarece eu cred că Marta a primit acea mustrare de la Domnul și i-a schimbat viața. Nu cred că Marta s-ar mai fi plâns vreodată din nou de Maria. Nu am versete pe care să vi le arăt, dar cred că așa a fost. Imaginați-vă să aveți o mustrare direct de la Isus. Crezi că ai fi același apoi? Poate ai primit o mustrare de la un prezbitere Vlavios și te-a ajutat, dar imaginează-ți că Isus însuși apare înaintea ta și te mustră. Nu vei uita aceasta pentru tot restul vieții tale. Eu nu cred că aș uita. Crezi că Marta a uitat? I-a schimbat viața. Un singur lucru. Nu te plânge de frații și surorile tale. Vino la mine, spune Isus. Știu eu cum să mă ocup de ei. Dacă ești un prezbiter sau un tată, sau o mamă și ai responsabilitate, sau un șef într-o fabrică și ai o responsabilitate peste oameni, peste copii, peste membrii bisericii, atunci trebuie să te preocupe aceasta. Dar Marta nu era pusă peste Maria. Vorbesc despre locul unde nu ești pus ca autoritate și unde nu trebuie să te plângi de cineva. Acesta este primul lucru. Dar când a venit și a spus, nu te interesează, Doamne, că slujesc singură? Te rog, spune să mă ajute. Domnul nu ne va asculta. Și el i-a vorbit cu blândețe. Nu a strigat la ea mustrând-o. El a știut că a făcut totul cu sacrificiu. Și vă spun că atunci când îl slujești pe Domnul cu sacrificiu, chiar dacă Domnul te corectează pentru o atitudine greșită, te va corecta cu blândețe. Marta, Marta. Îmi imaginez tonul vocii cu care a vorbit Isus. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Dar lasă-mă să-ți spun ceva. Poate nu ai înțeles niciodată mesajul lui Moise din Vechiul Testament și pe care l-ai auzit în sinagogă în cei 30 de ani ai tăi. Dar vreau să-ți spun ceva ce este mult mai important în nou legământ. Și asta este ceea ce a ales Maria. Ea a descoperit ce este mai important. Orice femeie dintr-o casă, reacția imediată atunci când vin musafiri este să pregătească ceva. În special dacă vine Isus. Gândește-te să vină Isus în casă la tine, dintr-o dată. Ce ai face? Imediat i-ai aduce un pahar cu apă sau ceva să mănânce, pentru că ei veneau după o călătorie lungă. Și Marta a avut o atitudine bună prin a sluji. Maria a simțit și ea asta, dar de ce nu a făcut nimic? Cred că a fost așa atrasă de cuvintele ce le auzea de la Isus prin piață și în alte locuri și a zis, vreau să le aud și acum. Acele puține momente în care l-am auzit pe Domnul vorbindu-mi, așa mi-au schimbat viața, că vreau să aud mai mult. Și a dorit ca viața ei să fie schimbată. Știa că pe termen lung va deveni o persoană mai bună, pentru gloria lui Dumnezeu. Și a știut ce tânjea Isus să aibă cu oamenii. Este un lucru minunat. Nu doar să asculte cuvintele Lui, ci părtășie, părtășie. Nu este bine ca Adam să fie singur. Ce i-a dat Domnul? Părtășie. Ce lipsește în multe case? Părtășia. Ce vrea Domnul aici? Părtășie! Și Maria a înțeles aceasta. Și a stat jos ascultându-l pe Isus. Acesta este cuvântul ce mi l-a spus Domnul acum 61 de ani în urmă. Și sunt foarte recunoscător că, de-a lungul anilor, el m-a ajutat la aceasta. A fost obiceiul meu zilnic, în acea vreme, să încep ziua cu Cuvântul lui Dumnezeu, să-l citesc. Pe baza acestui verset, un singur lucru trebuie. Versetul 42. Prima carte pe care am scris-o, înainte de a începe biserica noastră, în 1970, a fost o serie de mesaje prezentate studenților. Și primul mesaj a fost un singur lucru trebuie. Prima carte pe care am scris-o a fost prioritățile supreme. Și primul capitol din cele patru este acesta. Un singur lucru trebuie, prioritatea supremă. Numărul 1. Stai la picioarele Domnului și ascultă cuvântul lui. Pentru că Duhul Sfânt a venit. Și noi putem face aceasta chiar și astăzi. Acesta este lucrul care m-a ajutat pe când eram tânăr. Eram de șapte ani în marină, ca credincios, înainte de a-mi părăsi slujba. Și toți acei șapte ani i-am petrecut studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Și la sfârșitul celor șapte ani am cunoscut mai bine Scriptura, pentru că am citit, am meditat și am studiat în fiecare zi în timpul meu liber. În rest, îmi făceam treaba. Niciun comandant nu s-a plâns de cum îmi făceam treaba. Eram conștiincios. Dar prioritatea mea era cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta m-a salvat de foarte multe ispite între vârsta de 19 și 26 de ani. Când tinerii pot fi ușor ispitiți. Și Dumnezeu m-a păzit de tot felul de lucruri. Pentru că fiecare moment liber l-am petrecut studiind cuvântul. Și vă spun aceasta, vouă, tinerilor, petreceți timpul liber studiind cuvântul. Și pentru că Dumnezeu m-a îndemnat să am acel fundament atunci, cred că acela a devenit baza lucrării mele de azi, ca să cunosc Scripturile. Și când Dumnezeu vrea să-mi vorbească dintr-un verset sau altul, El îmi amintește lucruri pe care le-am citit înainte. Cred că ce a făcut Isus în primii 30 de ani ai Lui, și simt deseori că Isus în acei 30 de ani, a ascultat de părinți, a lucrat ca tâmplar, a făcut multe lucruri bune, dar un lucru ce am uitat să-l menționez a fost că în acei 30 de ani, în fiecare zi, și-a petrecut timpul ascultând pe tatăl său. Acest lucru a continuat pentru totdeauna. Și așa a știut ce să facă când să iasă din casă și să intre în lucrare. Și pentru că am avut acest obicei eu însumi, așa am știut într-o zi că Domnul îmi spune să îmi slujba pentru lucrare. Vreau să vă spun la toți, chiar dacă Dumnezeu nu te-a chemat la o slujire full-time, un singur lucru trebuie pentru fiecare credincios. Să privim la acest verset, Luca 10 cu 42, și să vedem ce spune Isus aici. Maria a ales aș spune, partea cea mai bună. Știți că lucrul bun este vrăjmașul lucrului cel mai bun. Și lucrul cel mai bun este totdeauna mai bun decât lucrul bun. Al sluji pe Domnul și pe oamenii Lui, precum a făcut Marta, e un lucru bun. Dar cel mai bun lucru este să stai la picioarele lui Isus și să asculți cuvântul lui, chiar dacă arată de parcă nu faci nimic. Dar pe termen lung, vă spun în numele lui Isus că veți realiza mult mai multe decât să fugiți în toate părțile, făcând un talmeș-balmeș în activitatea voastră. Acesta e un lucru pe care l-am descoperit când Domnul a plantat biserici. Eu nu am plantat niciodată vreo biserică în viața mea. Dumnezeu le-a plantat pe toate. Eu doar am mers să aud ceea ce El a plantat. Asta e tot ce am făcut în orice loc. Și am descoperit un lucru pe când eram tânăr, și sunt bucuros că l-am descoperit la vârsta de 30 de ani. Am spus, Doamne, nu vreau să îmi mirosesc viața, și la sfârșitul vieții să descoper că am făcut o mulțime de lucruri pentru Domnul, dar nu planul lui. Eu vreau să împlinesc planul tău. Dacă ești numit într-un birou, să presupunem că ai un loc de muncă. Mulți dintre voi aveți locuri de muncă. Și te prezinți la lucru în prima zi. Ce faci? Te duci pe acolo, la o masă, și începi să lucrezi ceva pe acolo? Te vor da afară imediat. Primul lucru ce trebuie să-l faci este să mergi la șeful și să spui, domnule, ce ar trebui să fac? Și îți dă o listă de îndatoriri. Și nu contează că sunt în birou 10.000 de nevoi. Tu îți vei îndeplini îndatoririle tale. Pentru asta vei fi plătit. Toți știm acest lucru la locul de muncă. Și chiar dacă nu ești un slujitor creștin full-time, fiecare copil al lui Dumnezeu este un slujitor al Domnului. Tu ai o sarcină, o atribuție în trup. În vechiul legământ era un mare preot, câțiva preoți, câțiva proroci, regi, care aveau o lucrare primită de la Domnul. În Noul Testament este un trup. Poate cineva ca mine este limba, alții sunt mâna, Alții au lucrare ascunsă a rugăciunii, precum ficatul și rinichiul, și alte organe interne și nervi și vene care furnizează sânge. Aceștia sunt cei care se roagă și fac o mulțime de lucruri în secret, care nu sunt niciodată văzute. Deci fiecare are o lucrare în trupul lui Hristos. Dar fiecare membru al trupului are o legătură cu capul. Și aceasta este partea Mariei să ai legătură cu capul, să asculți ce spune capul. Noi nu ne dăm seama, dar fiecare parte a corpului nostru, de când ne-am născut, ascultă permanent de creier. Ce ar trebui să fac? Pentru un copilaș este să plângă. Să plângă după lapte. Creierul îl îndeamnă la aceasta. Ești flământ, plângi, de atunci încolo, noi nu realizăm, este totul inconștient, dar noi facem ceea ce creierul nostru ne îndeamnă să facem. Când un țânțar vine pe mână, creierul îți spune să-l dai jos. Noi facem totul inconștient, dar părțile trupului nostru ascultă de creier. Aceasta este semnificația versului 42 din Luca 10. Un singur lucru trebuie. Stai jos și ascultă și vei realiza mult mai multe în felul acesta. Și când m-am uitat în jur ca tânăr de 30 de ani, acum 50 de ani în urmă, am observat diferiți oameni făcând o lucrare creștină în India. Și am citit despre diferite locuri unde nu am ajuns și am văzut unu sau doi oameni pe care i-am admirat că au făcut o lucrare minunată pentru Domnul. Ei nu și-au irosit timpul. Au mers într-un loc și Domnul a plantat o biserică prin ei. Ei nu mergeau peste tot locul precum predicatorii hoinari care așteaptă o invitație și merg acolo și apoi o altă invitație și merg acolo. Nu. N-am fost impresionat de aceștia. În acest fel de vii faimos, faci o grămadă de bani, ajungi predicator faimos internațional, etc. Am făcut lucrul acesta 3-4 ani și a fost foarte frustrant. Primești multă onoare, faci bani, dar în interior dai înapoi. Dar am văzut acei oameni care îl așteptau pe Domnul. Și Domnul le spunea să meargă într-un loc. Mai târziu apărea o biserică acolo. Câțiva ani mai târziu, Domnul le spunea să meargă în alt loc. Și am spus, Doamne, așa vreau și eu să-ți slujesc. Nu vreau să-mi irosesc viața, am doar una. Și nu vreau ca peste 50 de ani să fiu cunoscut ca un mare predicator internațional. Când am ajuns în acele zile să fiu tot mai cunoscut în sfera creștină, Dumnezeu mi-a spus să renunț la asta. Și mi-amintesc -am de acele timpuri din anii 1975. Când toți oamenii din India mă cunoșteau ca un binecunoscut vorbitor și mă invitau peste tot, Domnul mi-a spus: renunță. Marta, tu ești distrasă de foarte multe lucruri. Eu nu vreau să fiu așa. Dragi frați, dați-mi voie să vă prezint mărturia mea. 45 de ani în urmă, Domnul mi-a spus să renunț la aceasta. Am părăsit slujba. Acum 54 de ani, în urmă, în 1966, dar după 9 ani, am ajuns predicator internațional. Și Domnul mi-a spus să renunț. Cei mai mulți oameni nu fac asta. Ei cresc tot mai mult în popularitate. Ei spun, wow, e minunat, acum pot deveni foarte faimos. Dar mie Domnul mi-a spus să renunț la asta. Și când mă uit înapoi, sunt foarte bucuros că am renunțat. M-am întâlnit doar cu 5-6 persoane în casa mea. Și așa am început lucrarea. Oamenii veneau și plecau, iar în ochii celorlalți era cel mai stupid lucru ce-l făceam. Așa precum Moise a mers în pustie. Nici noi nu am știut în acea vreme unde vom ajunge. Dar am încercat să ascult. Citeam Biblia dimineața și ascultam ce vrea Domnul să-mi vorbească. Îmi amintesc de 5 noiembrie, o zi de naștere a mea din acei ani, când am spus, Doamne, ai un cuvânt pentru mine? Și Domnul mi-a spus, ceea ce ți-am spus la început, un singur lucru trebuie. Și la fel, luna trecută, am spus, Doamne, ai un cuvânt pentru mine. Domnul mi-a spus: Amintește-ți ce ți-am spus acum 61 de ani în urmă. Un singur lucru trebuie. Și vreau să ascult tot mai mult, să stau la picioarele lui și să ascult cuvântul lui. Dacă singurul lucru care ar trebui ar fi predicarea, mulți dintre voi nu ați fi capabili să-l faceți. Femeile ar avea o problemă. Oamenii care nu au darul vorbirii ar avea o problemă. Unii veți spune, Fratele Zacare, darul vorbirii. Nu, nu l-am. Dumnezeu mi l-a dat. Poate Dumnezeu ție nu ți l-a dat. Atunci ce faci? Invidiezi pe celălalt din biserică care poate predica mai bine ca tine? Nu o fă. Vrei să pismuiești, să invidiezi pe cineva? Fii omul care îl aude clar pe Dumnezeu. Și vei vedea o viață transformată. Asta m-a ajutat de-a lungul anilor. Am auzit o mulțime de predicatori buni și vă spun sincer că nu am invidiat pe nici unul din ei. În zilele tinereții mele am vrut să predic ca unii din ei, dar am renunțat. Domnul mi-a spus, tu ești unic. Nu încerca să fii ca altcineva, doar ascultă-mă pe mine. Dacă ești o femeie, cine te-a făcut femeie? Ai ales-o asta? Dumnezeu a făcut asta pentru că are o lucrare specifică pentru tine. A fost o femeie, Maria, care i-a spus un singur lucru trebuie și i-a stat la picioarele lui Isus. A fost o femeie, Maria, care m-a învățat să stau la picioarele lui Isus. Deci nu vă gândiți, surorilor, că nu aveți nicio lucrare. Exemplul vostru poate binecuvânta pe alții. Maria nu a fost un mare predicator, dar priviți la acel cuvânt, la exemplul ei, care pe mine m-a binecuvântat timp de 60 de ani. Exemplul unei femei. Deci nu vă gândiți, surorilor, că nu aveți nicio lucrare. Ascultați-l pe Dumnezeu, ascultați-l pe Dumnezeu. Aici avem pe cineva care l-a ascultat pe Dumnezeu și a avut ceva de spus. Am întrebat-o câteodată și pe soția mea: Ce cuvânt ai auzit de la Domnul? Și câteodată este ceva important ce trebuie să ascult, ceva ce eu însumi nu am auzit foarte clar. Deci nu este vreo diferență în trupul lui Hristos. Dumnezeu nu a greșit făcându-mă bărbat. El nu a greșit făcându-te femeie. Nu. Un singur lucru trebuie, unul esențial, unul foarte, foarte important, să stai la picioarele Lui. Dacă extindem semnificația verbului asta, este o poziție de relaxare, odihnă. Nu ești în panică. Nu fugi într-una să faci lucruri. Mintea ta este de asemenea așezată. Adesea stăm în mod fizic și citim Biblia. Și asta mi se întâmplă și mie. Și mintea zboară în toate părțile. Mintea este ca Marta. Și trupul este ca Maria este mai important ca mintea să fie ca Maria. Poți simpatiza cu mine, deoarece și tu ai experimentat același lucru. Obișnuiam să îngenunchez la rugăciune și tot felul de lucruri veneau în mintea mea ce trebuiam să le fac. Și nu puteam să mă rog. Dacă ai lucruri ce ai uitat să le faci, pune-te să te rogi că diavolul îți va aminti toate aceste lucruri. Eu am spus, Doamne, trebuie să mă disciplinez aici. Să nu mai las mintea mea să zboare când trebuie să mă rog. Să nu zboare mintea când trebuie să citesc cuvântul. Să spun că toate celelalte lucruri sunt neimportante. Dacă este ceva urgent de făcut, voi face acel lucru. Nu sunt un fanatic că trebuie să citesc Biblia dimineața, dar dacă copilul meu se îmbolnăvește, las cititul Bibliei și voi duce copilul la spital. Eu nu trăiesc sub nicio lege. Principiul meu este să ascult. 1400 de ani oamenii n-au avut o Biblie. Știți asta. Biblia a fost pentru prima dată tipărită prin anii 1400. Deci oamenii n-au avut o Biblie, dar au ascultat. Apostolii n-au avut o Biblie. Noul Testament n-a apărut decât după 60-70 de ani dar ei puteau să asculte, să asculte cuvântul. E bine să ai o Biblie, dar să asculți cuvântul lui Dumnezeu o poți face de îndată ce te trezești dimineața. Prima carte pe care am studiat-o a fost Cântarea cântărilor a lui Solomon. Nu am fost căsătorit, așa că nu mă gândeam la soție, ci mă gândeam la Isus. Cântarea cântărilor este o imagine a relației dintre mire și mireasă. Și am văzut-o ca o relație dintre mine și Isus Hristos. Eram pe vapor în anii 1960-61, și nu era o navă de război care să fie mereu activă și care călătorea în jurul lumii, totul captivant, ci Domnul m-a așezat pe o navă de observație. O navă care cerceta apele neexplorate din jurul Indiei. Și acele ape neexplorate erau pe lângă sate nemai auzite. Nu era niciun oraș pe acolo, nu puteai ajunge la uscat. Un an de plictiseală. Dar aveam o cameră, pentru că eram ofițer, aveam o cabină pe navă. Și în acea vreme, nu știam nimic despre cum să studiez Biblia. Dar am luat cu mine un comentariu, nici nu știu ce era, ceva din biblioteca tatălui meu. Și era un comentariu la cântarea cântărilor, o cărticică subțire. Era singurul lucru ce-l aveam. Și am zis că voi începe să studiez Biblia cu acea carte. Și a fost suveranitatea lui Dumnezeu. Prima mea Biblie a fost plină de notițe la cântarea cântărilor. Și mi-am dezvoltat cu adevărat relația mea personală cu Isus. Și am învățat acolo că Isus mă iubește. A fost cel mai important lucru pentru mine ca proaspăt credincios. De exemplu, ascultați aceasta. Cântarea cântărilor, capitolul 2, versetul 14. Mi-am imaginat că Domnul îmi spune mie ca proaspăt credincios care se luptă încă cu păcatul. Cântarea cântărilor 2 cu 14. Porumbița mea. Wow! Ce cuvânt mângâietor! În limbajul nostru este iubita mea sau fiul meu drag. Arată-mi fața ta. Și fămă să-ți aud glasul. Noi tânjim să auzim vocea Domnului, dar aici Domnul spune: Vreau să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce, și fața ta plăcută. Și aici nu este vorba de partea fizică, ci de inimă. Și chiar dacă sunt departe de perfecțiune, Domnul se uită la inima mea și spune: În ochii mei ești frumos. Un soț iubitor va spune soției sale, chiar dacă are o față cu cicatrici, ești frumoasă în ochii mei. Așa este Domnul. Câteodată suntem așa de împovărați de păcat și de greșeli, încât credem că e imposibil ca Domnul să se uite la mine și să spună că sunt frumos sau frumoasă. Îți spun în numele Lui Isus că ești. Dacă nu crezi, petrece următoarea lună citind cântarea cântărilor. Și ascultă-l pe Domnul cum îți vorbește. Și învață să vorbești cu Domnul precum aici Mireasa vorbește cu Domnul. Și când ne simțim condamnați și nevrednici, lăsați-mă să vă citesc un verset care nu este înțeles de mulți creștini. Este un verset unde Mireasa se simte atât de nevrednică și atât de mică și un nimic. Cântarea cântărilor 2 cu versetul 1. Aici nu vorbește mirele, ci Mireasa. Și dați-mi voie să parafrazez. Mireasa spune, dragul meu mire, sunt un trandafir obișnuit din Saron, printre milioanele de trandafiri de acolo. Nu special. Un trandafir obișnuit printre milioanele de trandafiri din Saron. Sunt un crin obișnuit printre milioanele de crini din voi. Și Domnul răspunde, poate tu crezi că ești un crin, dar versetul 2, tu ești un crin în mijlocul spinilor. Ești iubita mea. Printre toți spinii, tu ești un crin. Am văzut mulți spini, dar tu ești un crin. Deci nu te deprecia singură. Nu spune, nu sunt bună de nimic. Diavolul îți spune asta. Nu repeta minciunile Diavolului, spunând că nu ești bună de nimic. Ai preț în ochii lui Dumnezeu, chiar dacă simți că ești o persoană obișnuită. Poate te uiți la toți ceilalți din biserică și spui, o, oh, ei sunt cu mult înaintea mea, sunt mai buni ca mine, știu Biblia mai bine ca mine, etc. Bine, bine, tu simți așa, dar Domnul îți spune, iubita mea, printre spini, tu ești un crin. Eu nu te compar cu alții. Un soț bun nu o va compara niciodată pe soția lui cu alta. Domnul mi-a arătat că un soț care își compară soția cu altă femeie, este deja un curvar în Duhul Lui. Unii oameni poate nu au acest standard. Ei spun, numai dacă poftești după o femeie este adulter. Da, e adevărat. Dar eu am mers un pic dincolo de asta, căci Domnul mi-a arătat că dacă îți compari soția cu alta și crezi că aceea este mai bună, ai și prea curvit cu ea în mintea ta. O mică sămânță este deja acolo. Dar Domnul nu face așa nu te va compara pe tine cu altcineva. El spune, tu ai preț, vreau să-ți aud vocea. Fața ta este plăcută. Cântarea cântărilor 2 cu 14. Capitolul 4, versetul 1. Ce frumoasă ești, iubito, ce frumoasă ești. Și apoi o descrie. Slăvit să fie Domnul. Dacă stau la picioarele Domnului, precum Maria, acestea sunt cuvintele care le aud. Acestea sunt cuvintele pe care și tu le auzi. Doar dacă stai la picioarele Domnului, precum Maria. Sunt credincios de 61 de ani și vă spun sincer, încă vreau să aud aceste cuvinte. Vreau să le mai aud. Sunt disperat să aud laudele Domnului. Poate știți o mulțime de oameni din întreaga lume care mă laudă și îmi mulțumesc pentru tot felul de lucruri. Am auzit o mulțime de aprecieri. Le accept. Nu mă prefac ca fi super spiritual și să nu mă intereseze. Mulțumesc, frate. Mă bucur că ai fost binecuvântat, că ai fost ajutat de ceva ce am împărtășit. Dar când toate acestea s-au terminat, când vocile bărbaților și femeilor au încetat, vin la Domnul și spun, Doamne, vreau să aud de la tine. Ce crezi tu despre mine? Asta e cu mult mai important. Acei oameni sunt sinceri în ceea ce spun, în aprecierile lor. Dar, Doamne, vreau să te aud pe tine. Și dacă este ceva în mine de îndreptat, așa cum scrie în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, Prindeți vulpile mici care strică viile în floare. Un verset bun de reamintit. Capitolul 2 este un capitol frumos. Versetul 15. Prindeți vulpile. Vulpile mici, nu cele mari. Gândurile mici murdare, gândurile mici de gelozie, gândurile mici prin care te compari, că te vezi mai bun ca alții. Poate ai niște abilități de predicare, de muzică, și te vezi mai bun decât altă persoană, sau poate ești gelos că altul e mai bun ca tine, sau te mândrești că tu ești mai bun. Ambele sunt vulpi. Gelozia este o vulpe mică, mândria este o vulpe mică. Prinde-le, pentru că ele îți vor strica via. Versetul 15. Eu vreau să ascult și de acest lucru. Nu e vorba numai de apreciere, ci și de avertizări. Atenție. Vulpile mici vin în mintea ta și îți strică via. Iubita mea, spune Domnul, prinde-le, scapă de ele și lasă-mă să-ți aud glasul. Cântarea cântărilor 4 cu 7. Ești frumoasă de tot, iubito, și n-ai niciun cusur. E posibil ca o femeie să nu aibă niciun cusur? În ochii soțului ei, da. Depinde de măsura dragostei lui. Unii din voi soților care nu vă prețuiți destul soțiile, pe care le-ați iubit odată cândva, v-ați gândit mai mult la ea doar când v-ați căsătorit, dar acum nu o mai prețuiți. Mergeți la Isus și învățați cum își apreciază el mireasa. Nu ai nici un cusur. Versetul 7. E posibil ca Isus să se uite la mine și să spună că nu este niciun defect în mine? Eu mi văd o mulțime de defecte în mine. Vă spun de ce. Pentru că sunt îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Nu este niciun defect în aceasta. Noi am auzit așa de mult despre a ne judeca pe noi înșine, de a ne curăța, și sunt foarte importante. Dar totdeauna am spus că acestea trebuie să aibă ca bază că tu ești îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Dacă nu începi cu această fundație, nu construi clădirea. Nu construi o clădire fără o temelie, căci se va prăbuși. Când te judeci pe tine, te curățești, te cercetezi, aceasta face parte din suprastructură. Care este temelia? Suntem curățiți prin sângele lui Hristos. Hristos este neprihănirea noastră. Am fost acceptat de Dumnezeu în prea iubitul lui și astfel ai o temelie puternică. Este o rocă sau un nisip mișcător? Nu sunt sigur dacă Hristos este neprihănirea mea. Nu sunt sigur dacă Dumnezeu mă primește. Nu sunt sigur dacă toate păcatele îmi sunt iertate. Nu sunt sigur dacă Dumnezeu nu-și mai amintește greșelile din trecut. Atunci, frate, lasă construirea clădirii. Concentrează-te pe temelie până va fi puternică. Cred că trebuie să spun acest cuvânt la foarte mulți creștini de astăzi. Mulți sunt slabi. Ei încearcă să zidească etajul 3-4, dar apar fisuri în peretele de la etajul 4, pentru că problema este la temelie. Nu are nimic ca face cu peretele. Tu te gândești, oare ce ai greșit aici? Îți spun ce ai greșit. Nu ai tornat bine temelia. Nu îl accepti pe Hristos ca neprihănirea ta. Încerci totdeauna să fii destul de bun ca să fii acceptat de Domnul. Dar îți spun că niciodată nu vei fi destul de bun. Nici eu nu sunt destul de bun să vin înaintea Domnului. Cum vin astăzi înaintea Domnului? Exact cum voi, tinerilor din biserică, veniți înaintea Domnului. Hristos, neprihănirea mea. Sunt egal cu voi, cu cel mai tânăr din biserică, când e vorba de acceptare înaintea Domnului. Și când vom ajunge la porțile cerului, ce vom spune? Sunt un păcătos, dar Isus a murit pentru mine. Sângele Lui m-a curățit. El este neprihănirea mea. Nu am alt pașaport de intrare în cer, așa cum nici tu nu ai. Astăzi, temelia mea e clară, dar la început nu a fost. La început obișnuiam să cred că trebuie să fiu suficient de bun, dar totdeauna apăreau fisuri în clădire. Deoarece nu am pus bine temelia. Mulțumesc Domnului că m-am trezit. Mulți ani am dat înapoi înainte de a se forma Biserica CFC, deoarece nu am avut un părinte duhovnicesc care să mă învețe. Nu am avut un învățător care să mă învețe cum să pun o temelie bună. Am fost un constructor neinstruit care am încercat să construiesc o clădire fără a avea o temelie bună. Oricum, voi nu sunteți în această postură, pentru că ați auzit de multe ori de la mine. Trebuie să pui temelia. Hristos este neprihănirea ta. Când te-ai întors la Domnul, ai avut zdrențe murdare. Dacă ai fi trăit încă 100 de ani, tot în zdrențe murdare ai fi. Nu încerca vreodată să construiești o altă temelie. Nu pune temelia la început și apoi să construiești în altă parte. Acesta e un alt lucru ce l-am făcut. Da, am știut teorie. Dacă mă întrebai cine este neprihănirea ta, îți răspunsul corect. Hristos. Cum sunt păcatele tale iertate? 1 Ioan unul cu nou. Dacă ne mărturisim păcatele, le este drept. Știam toate răspunsurile. Răspunsurile erau corecte, dar construiam în altă parte, nu pe această temelie. Și cred că foarte mulți fac asta. Ascultați de Domnul. Aș avea multe de spus, dar vă voi spune un lucru acum. Am aici un verset, la care să vă gândiți. Dumnezeu planifică în tăcere, întotdeauna, în dragoste pentru tine. Cefania 3 cu 17, în traducere engleză. Nu uita niciodată acest verset. Pasajul din Cefania 3 este un loc unde spune că Dumnezeu cântă de dragoste pentru tine. Cântă. În timp ce se gândește la tine, cântă. Cum te bucuri de un copil așa de mult încât cânți de bucurie, așa și Dumnezeu cântă gândindu-se la tine, chiar de crezi sau nu. Este în acest verset unde scrie și Dumnezeu planifică întotdeauna în tăcere și în dragoste pentru tine. Acum că aveți versetul în minte, vreau să vă spun ceva despre acesta. În primul rând, despre primul cuvânt, Dumnezeu. Să începem cu acesta. Primele cuvinte din Biblie sunt La început, Dumnezeu. Deschideți Biblia la prima pagină. La început, Dumnezeu. Acesta trebuie să fie un adevăr în viața ta, un adevăr în fiecare zi a vieții tale. La început, Dumnezeu. Gândește-te la zilele când multe lucruri ți-au mers rău în viața ta. Îți spun de ce. Pentru că la început nu a fost Dumnezeu. Ai avut discuții cu soțul sau soția ta, ceva n-a mers bine în casă sau cu copiii, la început a fost altceva. Spui, bine, dar suntem într-o lume ocupată, avem atâtea de rezolvat. Dar când te trezești, de ce nu petreci câteva momente cu Dumnezeu? Eu mi-am dezvoltat acest obicei, chiar înainte de a mă da jos din pat. Nu trebuie să fie lung, chiar dacă e un minut. La început, Dumnezeu, gândește-te că Isus te iubește. Bucură-te în acea dragoste. Primul lucru, Dumnezeu, gândește-te la El. Și ultimul cuvânt din verset, care este? Tu. Dumnezeu, apoi tu. Odată ce te gândești la Dumnezeu, precum spune în cântarea cântărilor, ca o mireasă la mire, nu mai este nimeni acolo. Sunt doar doi. Gândește-te. Dumnezeu și tu. Doamne, sunt atât de prețios în ochii tăi, de parcă sunt singura ființă din lume, singura care a păcătuit și Isus a venit și a murit pentru mine. Este un adevăr faptul că El se gândește la tine într-un fel în care numai Dumnezeu poate. Dumnezeu se poate concentra la fiecare copil al lui. Din milioanele de copii pe care îi are, se gândește la fiecare de parcă ar fi singurul. Și eu mă gândesc la aceasta. Dumnezeu se concentrează asupra mea de parcă aș fi singurul. Deci când l-ai văzut pe Dumnezeu și cât preț ai în ochii Lui și e clar pentru tine, căci de nu-i clar aceasta, atunci nu continua. Trebuie să crezi că ești prețuit de Dumnezeu. Apoi ne uităm la cuvântul planifică. Toți dintre noi facem planuri. Și cu cât ești mai înțelept, cu atât mai bune planuri faci. Așa e? Gândește-te că cea mai înțeleaptă ființă din Univers, Dumnezeu la tot puternic, face planuri pentru mine. Minunat. Oamenii care moștenesc o avere trebuie să meargă la consilieri financiari să întrebe cum să investească banii. Eu am o viață în fața mea. Calculează minutele. Milioane de minute. Nu ar fi bine de mers la un consilier? Să întrebi: Cum să-mi petrec această viață, Doamne? Planificare. Să vă arăt ce ne spune Biblia despre planificarea lui Dumnezeu. Psalmul 139. Aici vorbește despre timpul când eram în pântecele mamei, versetul 13 tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Și în acel moment, versetul 16, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. Când eram un embrion, chiar înainte de a deveni un fetus, în cartea ta, adică în mintea lui Dumnezeu, erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Prima zi încă nu începuse. Și deja întreaga mea viață era în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu planifică totul în tăcere. El nu face cunoscut prea multe lucruri. El planifică și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că știu aceasta. Acum 61 de ani nu am știut că voi ajunge la 81 de ani. Nu. Câți ani crezi că vei trăi? Nu știm. Aș vrea să trăiesc până la 100. Nu pentru că iubesc această lume stricată, ci dacă Dumnezeu are ceva pentru mine să fac, sunt gata. Nu-mi pasă dacă sunt slab, merg greu, orice ar fi, îți voi sluji până în ultima zi a vieții. Nu mă pensionez niciodată. Zilele de pensie vor fi în cer. Dar nu știu cât timp a mai planificat Dumnezeu. Dacă El a planificat o perioadă anume, nu vreau să trăiesc nici o zi mai mult. În cazul lui Isus, au fost 33 de ani și jumătate o viață lungă nu înseamnă automat și una folositoare, nu. Ezechia a trăit 15 ani mai mult decât a planificat Dumnezeu pentru el. Și știți că acei 15 ani au fost ani pierduți. Dumnezeu i-a zis că timpul tău s-a terminat. Și el a spus, o, oh, Doamne, te rog, nu, ai milă. Și Domnul a spus, ok, primești încă 15 ani. Și în timpul acestor ani s-a născut Manase, care altfel nu s-ar fi născut dacă se termina când a spus Dumnezeu. Și Manase a fost timp de 50 de ani cel mai rău împărat pe care l-a avut Iuda. Țineți minte, căile lui Dumnezeu sunt cele mai bune. Când Dumnezeu îmi spune e timpul să plec, nu cred că voi mai fi o binecuvântare pentru lucrarea lui dacă voi mai rămâne o zi în plus. Deci nu cred în durată. Dumnezeu a planificat zilele mele și ale tale încă înainte de a ne naște. Și dacă ne plecăm înaintea Domnului și spunem tot planul tău vreau să fie în viața mea, eu nu pot face unul mai bun, nu vreau unul mai bun, ci vreau să termin lucrarea ta. Așa cum a spus Isus la sfârșitul vieții lui, Tată, mi-am sfârșit lucrarea care mi-ai dat o să o fac. Cum și Pavel a spus, mi-am sfârșit alergarea. Așa vreau și eu să spun și sper că fiecare din voi doriți asta. Nu să realizați lucruri mari pe pământ, frați și surori, ci să vă terminați lucrarea pe care a planificat-o Dumnezeu pentru voi înainte de a vă naște. Și nu mă refer numai la lucrarea creștină, ci și la a zidi o familie bună, copii care să îl iubească pe Domnul. Petreceți timp cu copiii voștri, fiți un tată bun, o mamă bună, Poate la asta vrea Dumnezeu să vă concentrați. Orice ar fi. Fii o binecuvântare pentru doi, trei oameni cu care te întâlnești. Poate ai undeva o mică părtășie. Fii o binecuvântare pentru ei. Dumnezeu are un plan. Este un lucru minunat pentru mine să fiu pe pace. Eu nu sunt cu nimeni din lume în competiție. La început am fost mai prostuți. Am vrut să fiu un mare predicator, încercând să demonstrez asta, dar au trecut astfel de gânduri. Pot sta înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, nu am niciun interes să impresionez pe cineva din lume, fie prin predicile mele, fie prin cărțile mele sau orice altceva, sau prin spiritualitatea mea. Am o singură pasiune: vreau să împlinesc tot planul lui Dumnezeu pentru mine și să fiu în acest plan în fiecare zi a vieții mele. Vreau să stau la picioarele lui Isus ca Maria și să spun: Doamne, ce vrei să fac? Știți care au fost primele cuvinte ale lui Isus în lucrarea sa publică? Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Matei, capitolul 4. Primele cuvinte ce le-a spus diavolului. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt, nu cu cele care au ieșit din gura lui Dumnezeu acum 1500 de ani în urmă. Sau cu cele venite prin Pavel acum 2000 de ani în urmă? Nu. Ci cele care continuă să iasă, prezent continuu. Omul va trăi cu orice cuvânt care iese acum din gura lui Dumnezeu. Citind Biblia, trebuie să aud ce îmi vorbește Dumnezeu prin ea, la timpul prezent, prezent continuu, care continuă să iasă din gura lui Dumnezeu. Prin acestea va trăi omul. Nu va trăi prin Biblie, ci va trăi prin orice cuvânt care continuă să iasă din gura lui Dumnezeu prin Biblie sau prin alt slujitor al său și care vin în inima mea. Trebuie să-l aud din partea lui Dumnezeu. Eu așa trăiesc. Orice mai puțin de atât nu este viață. Viață cu V mare este atunci când îl aud pe Dumnezeu vorbindu-mi în fiecare zi. Asta a avut Maria. Acest singur lucru trebuie. Primele cuvinte spuse de Isus în lucrare. Și dacă împlinesc planul acesta, care trebuie să-l aud, altfel de unde să-l știu. Eu nu aud vocea lui Dumnezeu cu aceste urechi fizice. Nu. Diavolul ar putea să mă prostească, căci el ar putea să spună ceva lucruri. Dar eu ascult cu inima și inima este curată, conștiința este curată și sunt dispus să mă smeresc. Două condiții, nu zece, două. Păstrează-ți conștiința curată totdeauna. Mărturisește-te imediat. Cereți iertare oricui ai greșit. Soției, soțului, oricui, imediat. Și iartă pe toți imediat. Nu aștepta. Am obiceiul să iert oamenii de îndată ce aud că au spus sau au făcut ceva împotriva mea. Eu deja i-am iertat. Pentru că vreau să trăiesc iertând mereu pe ceilalți și astfel să fiu și eu iertat de Dumnezeu. Aceasta este o conștiință curată. Toți vrem să fim mereu iertați de Dumnezeu. Iartă și tu mereu pe ceilalți. Să nu fie nici măcar un punct în conștiința ta despre cineva pe care nu l-ai iertat, sau ceva prin care nu te poți ierta pe tine. Aceasta îți va garanta că ai urechile spirituale curate pentru a-l auzi pe Dumnezeu. În Evrei, capitolul 5, scrie: Sunteți surzi, nu puteți auzi. Dumnezeu vorbește, voi nu-l puteți auzi. Ioan a spus în insula Patmos că glasul lui Dumnezeu este ca o trompetă. Dar un om surd nu aude. O trompetă? Eu nu aud nimic. Ioan l-a auzit ca o trompetă. Sunt oameni în jurul tău care aud vocea lui Dumnezeu ca o trompetă. Și tu spui că nu auzi nimic. Dăm voie să spun de ce nu o auzi, sincer și în dragoste. Ceva în viața ta nu este în regulă. Disprețuiești pe cineva. Poate pe un alt frate, poate pe soție, Poate pe soț că e mai prostuț în comparație cu alți bărbați, sau soția pentru că face lucruri ciudate, sau pe alți frați sau surori. Nu disprețui pe nici unul din copiii lui Dumnezeu. Nu fă asta. El nu va trece ușor peste asta, dacă disprețuiești pe unul din copiii lui Dumnezeu. Că nu sunt așa de deștepți ca tine, sau că nu sunt așa de duhovnicești ca tine, sau alte prostii de felul acesta. Prețuiește-i. Dacă ții bine aceste lucruri în conștiința ta, vei putea atunci să auzi planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Deci, aceasta a fost despre cuvântul planifică. Un alt lucru la care să ne uităm este în dragoste. Tot ce planifică Dumnezeu pentru tine este în sau cu dragoste. Nu uita niciodată asta. El nu planifică ceva care să fie o nenorocire pentru tine sau care să îți creeze probleme. Desigur, va îngădui să treci prin încercări. Îmi amintesc când copiii mei mergeau la școală și urmau unele examene grele. Aici examenele finale sunt foarte importante pentru a fi promovate la nivelul următor sau în clasa următoare. Și dacă nu treceau examenul final, rămâneau în aceeași clasă. Deci chiar dacă aveau febră sau dureri de stomac sau de cap, le spuneam, du-te că -și trebuie să iei examenele. Copilul meu putea crede că sunt foarte dur cu el. Spuneam, nu-mi pasă, ia examenul și treci în următoarea clasă. Dar nu poți evita examenul. Și nu conta dacă ei credeau că sunt dur. Și au promovat în următoarea clasă și le-a fost bine. Apoi i-au mulțumit lui Tatăl. Așa este și Dumnezeu. El nu te protejează pentru că încercările sunt grele. El spune: Vreau să treci prin ele pentru că trebuie să promovezi. Ține minte. Fiecare încercare te va promova mai sus. Este un examen final. În dragoste. Încercările sunt trimise în dragoste. Binecuvântările la fel. El nu ne ține mereu în încercări. Psalmul 23 spune că. Trecem prin valea umbrei morții, dar spune de asemenea că ne duce prin pășuni verzi și ape de odihnă. Nu uitați asta. Pășuni verzi, ape de odihnă, valea umbrei morții, tot ce e necesar, dar Domnul este păstorul meu. Și unde ne duce la final? Psalmul 23, voi locui în casa Domnului pentru totdeauna. Deci el planifică totul în dragoste. Să nu ai nicio îndoială. Vreau să îți spun ceva minunat. Chiar greșelile tale, gafele ce le-ai făcut, Dumnezeu le-a schimbat în bine. Am văzut asta în viața mea. Nimeni nu poate trece prin viață fără să facă greșeli și gafe. Dar am un tată în cer care schimbă aceste greșeli în ceva bun. Mă gândesc la greșelile pe care le-au făcut Adam și Eva. Știți că Isus nu ar fi venit niciodată dacă Adam și Eva ar fi trăit o viață perfectă? Și dacă toți copiii lor ar fi trăit o viață perfectă? Nu s-ar mai fi văzut dragostea lui Dumnezeu la Calvar. Și aș putea chiar să mulțumesc lui Adam și Eva că au greșit, că au păcătuit. Pentru că în acest mod pot vedea dragostea lui Dumnezeu într-un mod în care nu l-aș fi văzut niciodată. Dumnezeu dovedește astfel că el poate schimba greșelile omului pentru scopul și gloria sa și poate face pentru noi ce a făcut pentru Adam și Eva. Un alt lucru ce vreau să vă arăt din acest verset este cuvântul în tăcere. Poate spui, eu nu-l aud pe Dumnezeu. Nu, pentru că lucrează în tăcere. Dar el vorbește. Nu te îngrijora dacă nu-l auzi. În tăcere. El nu vine cu tunete și cu strigăte. Este un verset frumos în Isaia 45, care îmi place mult. Isaia 45, versetul 15. Țineți minte toată viața acest verset. Isaia 45 cu 15. Doamne, tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Iubesc acest verset. Pentru că de multe ori am crezut că Dumnezeu nu era acolo. Și apoi am descoperit că era acolo. El doar stătea în ascuns. Este un Dumnezeu care se ascunde. Când soarele răsare, Dumnezeu nu apare pe cer spunând dragilor, eu sunt Dumnezeu. Nu. No. El îngăduie ca lumea să fie plină de ateiști, care spun în fiecare dimineață că nu există Dumnezeu. Pentru că stă în ascuns. Dar cei care au ochi de văzut văd că este acolo în casa ta. Dacă tu și soția ta trăiți în smerenie, cu o conștiință curată, Isus este acolo. Nu pentru că atârni un tablou pe perete pe care scrie Hristos este capul acestei case. Asta nu are nicio valoare. Trăiți în smerenie unul cu altul, cu o conștiință curată, în dragoste, și El va fi acolo. Dar stă în ascuns. Este un Dumnezeu care se ascunde. El face toate lucrările în ascuns. Tu crezi că el nu e acolo? Apoi întrebi: Cine a făcut aceasta? Dumnezeu. Nu ați avut astfel de experiențe în viața voastră. Când v-ați întrebat cum s-a putut întâmpla un lucru? Dumnezeu planificantă cere pentru voi. Cum de ai o soție așa de minunată? Ai fi putut să greșești căsătorindu-te cu altcineva. Aha, a fost Dumnezeu. Care în tăcere te ținea de la ceva și te îndruma spre altceva. Și astfel te-ai căsătorit cu persoana potrivită. Poate că nu este cea mai perfectă persoană din lume, dar nici tu nu ești perfect. Deci, cum să ai o soție perfectă? Așa că smerește-te și recunoaște că Dumnezeu ți-a dat persoana cea mai potrivită pentru tine, care a fost făcută pentru tine. Și asta în tăcere. Când tinerii vin la mine pentru consiliere înainte de căsătorie, desenez diagrama unui ou, care apoi o rup în două și rămân acele margini zimțate pe ambele părți. Știți cum e o coajă de ou, plină de margini zimțate. Și le spun, amândoi sunteți așa, plini de margini zimțate. Vă puteți răni unul pe altul. Te pe față cu acele margini. Dar dacă pun acele două jumătăți împreună, acele margini zimțate intră una în alta, va forma din nou un nou întreg. Când vezi acele margini ascuțite la soția ta sau la soțul tău, frate, soră, margini ascuțite ai și tu. Și la fiecare margine ascuțită de la tine corespunde unei adâncituri la celălalt. Și așa vă potriviți unul cu altul. Dumnezeu a planificat lucrul acesta, în tăcere. Nu a trebuit să cauți în toată lumea, pentru că Dumnezeu a planificat această în tăcere. Fii recunoscător. Chiar dacă ai făcut greșeli în trecut, Dumnezeu te iartă. Este uimitor ce poate face el, așa cum a făcut cu Adam și Eva. Și dacă mai vrei dovezi în direcția aceasta, că Dumnezeu planifică, în tăcere. Vă mai spun ceva ca să vă încurajez. Deschideți cu mine la Matei 1. Aici vedem genealogia lui Isus Hristos. Singura persoană care a avut posibilitatea să-și planifice viața înainte de a veni pe pământ a fost Isus. Tu nu-ți-ai putut planifica strămoșii. Poți merge să afli cine au fost strămoșii tăi, dar nu i-ai putut planifica dinainte. Și dacă ai afla că printre strămoșii tăi au fost niște prostituate, hoți și excroci, nu ai vrea ca nimeni să afle cine au fost strămoșii tăi, nu-i așa? Acum să vă arăt care au fost strămoșii lui Isus Hristos pe care el i-a ales. A privit din cer, începând de la Adam, deși aici sunt prezentați strămoșii începând de la Avram. Gândiți-vă că Isus privea din cer și se gândea pe ce linie genealogică să se nască. Dintre toate milioanele de oameni de pe pământ pe care i-a văzut. Matei capitolul 1, versetul 3. A văzut pe farez și Zara, născuți din Tamar. Iuda era tatăl. Tamar era nora lui Iuda. Nu soția lui. Era soția fiului său. El a curvit cu nora lui. Noi numim acesta incest. Și a avut gemeni. Și Isus a ales această linie. Și poate îngerii au spus, Doamne, de ce e linia aceasta? Pentru că vor fi mulți oameni care se vor naște din incest. Vreau să mă identific cu ei, pentru că îi iubesc. Ei nu trebuie să creadă că sunt respinși. Niciun om născut din incest nu va fi respins de Isus. Dumnezeu a iubit lumea și inclusiv pe ei. Și a ales acea linie. Tu ai fi ales această linie. Întreabă-te. Dacă s-ar descoperi că cineva dintre strămoșii tăi a fost născut din incest, ai fi spus și la alții sau te-ai fi oprit până la acel punct? Iisus nu a făcut așa. Vedeți smerenia lui aici. Este prima pagină din Noul Testament. Chiar acolo a fost pusă. Merge mai departe pe această linie. Versetul 5. Rahav. Ea a fost o prostituată binecunoscută în Ierihon. Nici nu a fost evreică. Să presupunem că pe linia ta a fost o binecunoscută prostituată. Și tu te-ai născut pe acea linie genealogică. Eu provin dintr-un stat din India pe nume Kerala. Un lucru semnificativ despre acești oameni este că sunt foarte mândri de descendența ancestrală. Ei pun câteodată numele familiei lor chiar și în numele lor, din casa cu tare și cu tare. Și sunt foarte mândri de aceasta. Și ei se numesc creștini. Și mai multe nu vreau să spun. Priviți la linia lui Isus. Prostituate, Rahav, a născut un băiat. Să mergem mai jos. Ruth, o altă neevreică o fată bună, dar care erau strămoșii lui Rut? Ea era moabită. Știți cine a fost Moab? Moab a fost un copil născut dintr-un alt incest. Lot, când a fugit din Sodoma, cele două fete ale lui l-au îmbătat și au comis adulter cu tatăl lor. Și una a avut un copil pe care l-a numit Moab din nou incest. Doamne, al doilea incest a fost nevoie de încă unul de amintit? Da. Încă o persoană din incest între strămoșii mei. Moab, din care s-a tras Rut. Din această linie genealogică a Mariei și a lui Iosif, mai apare un nume. Batșeba, versetul 6. Cum ar fi să ai acest nume printre sărmoșii tăi? Cineva a comis adulter cu femeia aceea. I-a omorât soțul și a luat-o de nevastă. Iisus a ales și această linie și a pus-o pe prima pagină a Noului Testament. Patru femei, toate cu trecut rușinos. Și ele sunt singurele femei menționate aici. Dar despre celelalte femei sfinte nu se menționează aici. De ce au fost menționate cele patru femei păcătoase? Dumnezeu planifică totul în tăcere și în dragoste. El a planificat strămoșii lui Isus și de asemenea și pe ai tăi, frate și soră. Fii mulțumitor! Un ultim cuvânt, totdeauna. 24 de ore din 24. El încă planifică pentru tine. El întotdeauna planifică în tăcere și în dragoste pentru tine. Acesta este cuvântul pe care mi l-a spus Dumnezeu luna trecută. Inima mea s-a bucurat. Și Domnul mi-a spus să spun și altora. Și v-am spus: Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.